Nu de foarte mult timp am început să lucrez. Lucrez pentru căminele de la universitate, cum ar veni. University of Portsmouth stuff. Și vreau să vă arăt ce fac. După cum vedeți în spatele meu, tocmai a venit o livrare de o grămadă de prosoape, lenjerie și chestii de genul. Și eu trebuie să le număr și să mă asigur că toate sunt aici. Am ajuns la 80 de pachete, după cum vedeți. Patul este cam plin deja și nu mai pot să pun deasupra pentru că încep să pice. Așa că am aici o cușcă din asta goală și am să încep să le mut din această cușcă aici și continuăm număratul. Astea trei cuști, asta, asta și asta, sunt numărate și toate sunt prosoape. Iar acum mai am astea, care sunt lenjerie. În acest job pe care l-am, nu tot timpul fac aceeași chestie. De exemplu, azi trebuie să număr aceste lenjerii și prosoape și chestii, dar mâine poate trebuie să fac altceva. De exemplu, să umplu niște flacoane cu niște chimicale, să colectez gunoiul de undeva, să mut cutie de undeva în alt loc și chestii de genul. Nu este greu și se plătește destul de bine. De obicei nu lucrez singur, mai sunt doi băieți. Lucrăm în echipe de doi, câteodată trei. Depinde cât de greu este ce trebuie să facem. În orice caz, cam așa arată o cameră de cămin. Asta se numește un studio, pentru care are și bucătărie și baie incorporată. Aici avea patul, colon dulap, biroul, după aia bucătăria în partea asta altă, cu frigider, aragaz, tot. Și după aia, acolo este o baie. Destul de mișto. Cum funcționează? Eu lucrez de la 9 la 3, dar cu o mică pauză în mijloc. Adică de la 9 la 12, jumătate de oră pauză până la 12 jumate și de la 12 jumate până la 3. Așa că acum este 10:45. Încă o oră până la pauză și o cușcă de numărat. Trebuie să termin în timp. Și am terminat de numărat toate chestiile. După cum vedeți, toate cuștile sunt pline și aranjate. Este ora 11:20, mai este cam vreo jumătate de oră până la pauza de masă și am să merg pe o tură pe la toate etajele să văd dacă cumva este ceva de aruncat. Dacă cumva este gunoi pe aceste colidoare, dar par să fie super curate, deci ok, a sosit timpul pauzei de masă, jumătate de oră stăm aici și o să mâncăm, așa că ne vedem în jumătate de oră. Cum îți merge aparatul meu? Merge bine. Cum îți merge munca? Ce faci? Un pic obositor. Da. Mai sunt 5 minute de pauză. Da. Pe înapoi la lucru. Acum sunt într-o cameră specială care este plină, după cum vedeți, cu tot felul de chimicale și am aici jos o găleată cu câteva flacoane goale care trebuie să le umplu. Deci trebuie să mă duc să umplu flacoanele cu apă, cam 80%, și după aia restul este o soluție concentrată și doar un pic din aceea trebuie pentru restul personal care curăță camerele. Le-am umplut cu apa. Sunt două diferite, una este roșie, una este verde. Asta verde este pentru mobilă și șterge praf în general și asta roșie este pentru doi. Ok,
iar asta este umplută cu apă acum și trebuie să pun o doză din chestia asta în asta și asta e tot. Asta este un exemplu de algiu pe care pot să-l am. Trebuie să umple astea aproximativ o dată la două zile. Și astea sunt toate flaconele umplute. Sunt înapoi în studiouri. Acum a venit timpul să fac aceste backpack-uri și să vă arăt mai exact ce înseamnă. În principal trebuie să iau câte o chestie din fiecare din aceste cuști și să le așez așa. După care trebuie să le învârt într-o chestie rotundă, ceva de genul. Și asta este un backpack. Trebuie să umplu cușca asta plină cu aceste backpack-uri. Dar ar trebui să treacă repede, este destul de ușor. Ok, am terminat backpack-urile, acum mai uit ultima dată pe colidoare, să văd dacă mai este ceva cu noi. După care, gata pe ziua de azi. Și este ora 3, lucrul este gata. Acum plec acasă și ați văzut și voi ce fac eu la lucru. Sper că v-a plăcut. Am ajuns acasă de ceva timp și după ce am făcut un duș, am făcut ceva de mâncare, am mâncat și am mai stat puțin la un serial. Este deja ora 6:40. Nu sună a fi așa târziu, dar în orice caz este de așa de târziu încât cheful meu a dispărut și acum nu mai am chef să stau să lucrez la un video sau să fac altceva pentru că sunt prea obosit, vreau doar să stau. După care, pentru că mă trezesc la 7:30 dimineața, mă culc și mai devreme, deci pe la 11 deja sunt pat și este puțin nasol pentru că nu sunt foarte productiv cu videourile. Singura oportunitate care am să fac videouri și am și chef să le fac este în weekend. În același loc am lucrat și anul trecut, am avut noroc să fiu acceptat și anul acesta aici. Este doar un job peste vară, se plătește destul de bine, se plătește cu 7,85 lire și într-o săptămână faci 200 de lire, care ar veni cam 12 milioane pe săptămână, deci cam 50 de milioane pe lună. Poate sună mult pentru bani românești, dar aici este destul de ok doar. Am vrut să fac videoul de asta pentru că am primit destul de multe întrebări, dacă lucrez, ce lucrez, câți bani fac și chestii de genul. Așa că acum ați văzut și voi cu ce mă ocup. Chestia interesantă a fost în săptămâna trecută și universitatea a angajat o echipă de curățenie ca să curățe toate bucătările din clădire. Șeful lor era englez, dar majoritatea angajaților erau români. M-am întâlnit cu doi din ei în lift și ei nu știau că eu sunt român și vreau să iasă din clădire, dar nu știau cum să iasă pentru că s-au rătăcit cumva. Și nu știau o babă de engleză, nu știau să întrebe cum să iasă sau absolut nimic. Tot ziceau jos, jos, afară, Africa și tot felul de cuvinte din astea super ciudate. A fost puțin distractiv pentru că eu înțelegeam ce zic și ei nu știau că eu înțeleg. În fine, până la urmă au aflat că sunt român și am vorbit puțin cu ei și chiar sunt de treabă. Șefa mea a fost foarte mulțumită de cum au arătat bucătările curățate de ei, deci totul a ieșit bine în final. Doar că a fost interesant să văd atâția români la un loc, erau vreo 10-15. După ce au plecat acești români pentru că au curățat toate bucătările, un lift s-a stricat și a intrat în reparații. Doi oameni care lucrează la ei, ambii sunt români din nou. Cu aceștia nu am vorbit încă, dar aceștia par să vorbească engleză bine și sunt cu o altă companie. În orașul unde sunt eu, nu dai peste români foarte des și a fost ciudat să dau peste atâția români doar în câteva zile. Acum știți cu ce sunt ocupat eu de luni până vineri de la 9 la 3 și totuși sper să pot să mai postez câteva videouri. Am să încerc să mă ocup de ele în weekend-uri și tot să încerc să postez câte ceva săptămânal și legat despre tehnologie, nu doar vloguri. Vlogurile sunt puțin mai ușor de făcut pentru că doar iau camera cu mine și filmez ce se întâmplă. Pe videouri de review trebuie să plănuiesc ce o să filmez și să știu ce să zic despre produs și să-l testez. Testarea cea mai mult durează cam o săptămână să testez și să-mi formez o părere despre acest produs. În fine, cam atât cu acest lucru.